Piedomno. Amen. 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 Say to somebody next to you. Spune cuiva de lângă tine. Face a show, huh? Dă-i un cot așa, trezește el. You are here for a purpose. Ești aici pentru un scop, spune-i. Spune-i vecinul tău. Fă-l conștient de asta. Yes, 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 you. Amin. Amin. Pară rău pentru durere, dar așa este. Brothers and sisters, amen. Fraților și surori, if you are living in frustration, dacă veți trăi în frustrare, it's an indication, acesta este un indicator, that you have not yet found your purpose. Că nu v-ați găsit scopul. You're not living your purpose. Nu vă trăiți scopul. You're not developing your purpose. Și încă nu vă dezvoltați scopul. Because when you find, pentru că în momentul când veți găsi scopul, your significance in life, semnificația din viața voastră, you know it, atunci îl veți știți cu siguranță, îl veți iubi, and you îl veți îmbrățișa și veți vrea să faceți tot ce mai bine ca să, în acea zonă a scopului vostru, pentru că Dumnezeu v-a chemat acolo să slujiți. Why doesn't everybody do it? De ce fiecare face acest lucru? Because there's a cost. Pentru că există. De ce nu toți fac acest lucru? Pentru că este un cost de plătit, un preț. Este un preț. Mântuirea este gratis. Domnul Iisus, El plătit prețul. Aleluia. But to become a rob și un slujitor. Ca să devii. It will cost you something. Va trebui să plătești un preț. Trebuie să plătești. Cât costă, frate Roy? Everything. Totul te costă. Everything. Acesta este prețul. Totul. Number one. Unu. Melania, soția mea, faci o ciorbă minunată. Dar după 15-20 minute tot legume și carne este pe jos. All the good things in the ciorbă have gone to the bottom of the pot. Toate bunătățile din ciorbă s-au dus la fundul oalei. But I have great hunger. Dar eu având o foame uriașă, măreață. And I don't just want the liquid. Și nu vreau doar zamă. I want what's on the bottom. Vreau și cei mai gros acolo de sus. Pentru dacă eu nu grijă de burtă mea, cine grijă de ea? So what I have to do is I have to get a spoon and I have to mix it up. Mix it up to get that good on the bottom up. Inside of you there is some things that are on the bottom. You know it. You feel it. It's there. But you're not enjoying it. Dar nu prea te bucuri de acest lucru, fiindcă nu folosești acest lucru. Bible says to Timothy, spune lui Timotei, stir up the gift. Stârnește, flăcărează darul. And I say to you, my brothers and sisters, vă spun și vouă, frați și surori, stir it up. Înflăcărați darul. Don't leave it down on the bottom. Tot ce aveți acolo, nu lăsați să așeze jos. It doesn't say God will stir it up. Nu spune că Dumnezeu va amesteca sau va înflăcăra. God will not send angels to stir it up. Îngerii vor amesteca sau you stir it up. Tu trebuie să-ți înflăcărezi darul. You do something. Ce traducerea în Biblie, înflăcărează darul. Because God has given you something. Pentru că Dumnezeu ți-a dat ceva. You didn't go to school to get it. Pe care nu mergi la școală ca să iei, ci ți-a dat Dumnezeu. Somebody else didn't give it to you. Nici altcineva nu ți-a dat acel lucru, ci ți-a dat Dumnezeu ți-a pus acolo în tine. And so your life has significance. Și potrivit cu ceea ce Dumnezeu ți-a pus în tine, ai o însemnătate în viața ta. Because of what God put inside of you. Datorită faptului că Dumnezeu ți-a pus ceva în tine. Not because you're so handsome or pretty. Nu pentru că ești frumos sau drăguță. It's because of the gift. Ci pentru că ai darul Dumnezeu pus în tine. And God put it within every one of us. Și Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un dar. Not the same thing. Nu același dar. But something. Dar ceva a pus.
We all have handicaps. Toți avem tot felul de handicapuri. Some handicaps people see. Unele handicapuri ale oamenilor le putem vedea, sunt evidente. But many of us are. Unele dintre ele sunt ascunse. We have been wounded. Rănile noastre. We have been deeply hurt. Durerile noastre profunde din suflet. But we don't live in the past of our handicaps. Dar noi nu trăim în trecutul handicapurilor și suferințelor noastre. Cine aici este un pic handicapat? Cine? Numai eu? Oh, sora, da? David. Oh, frate David. Nu. Everybody is handicapat. Fiecare dintre noi avem un fel de handicap. Fie că se vede, fie că nu se vede. And even these people. Și chiar acești oameni. Everybody has au și handicapul lor, fiecare are a reason, un motiv să not to do the will of God. Să nu facă voia lui Dumnezeu. Not to do the will of God. Pentru că e handicapat și nu fac voia lui Dumnezeu. And so the enemy, the your enemy, dușmanul tău, the one who wants to stop, cel care vrea să te oprească, steal, kill and destroy, vrea să te fure, să what să God te put inside of you, să te distruge, să he will put up obstacles. Ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Deci va întinde tot felul de obstacole mari. It may be geographic, obstacole geografice, relationships, relaționale, habits, cu privire la obiceiuri, resources, resursele pe care le ai, pregătirea pe care o ai, support, ajutorul, motivation, motivația, viziunea, vision, tot felul de obstacole. All of these things, toate aceste lucruri, can be obstacles. Pot deveni obstacole. You don't stop. Nu te opri. Because of obstacles. În fața niciunui din aceste obstacole. Pentru facem ocolir. We go around. We go under. We go over. But we don't stop. Dar nu ne oprim în fața lor. Because we can use these as excuses. Pentru că le putem folosi ca niște scuze. Stop making excuses. Nu mai inventați tot felul de scuze. Îmi pare rău, domnul, nu pot. E o minciună. Minciună. Oprește această mentalitate. Amin. Vorbesc un pic tare, dar avem nevoie o voce un pic tare. Amin. Oprește scuze. Ce a spus? What did the apostle Paul say? Ce a spus apostolul Pavel? And what will you say? Și ce vei spune tu? I can do tot jumătate. Pot jumătate. Trei sfert. Pot să fac trei sfert. I can do. Pot să fac totul în Hristos. Amin. Ce? Totul. Mai tare. Totul. Amin. Și el pot și tu pot. Amin. Oprește scuze. Nu mai pot. Oprește această mentalitate. True leaders follow their dream. Își urmează visele lor. God has put within you. Dumnezeu ți-a pus în tine a dream. Un vis. A vision. O viziune. Something you gotta do. Ce trebuie să faci? I want to sing. Vreau să cânt. As our brother kindly pointed out. M-a arătat cu degetul. God did not give me that gift. Dumnezeu nu mi-a dat nici mie darul ăsta. Brother Marius and Brother David. Fratele Marius and Fratele David are darul acesta. Sau sora Silvia au darul acesta. Sora. Yes. But not me. Dar nu eu. Cine ți-a spus? Sora Anișoara Milan. Unde e sora Anișoara? A plecat. Sometimes you need to get away from where you are. Uneori trebuie să pleci de unde ești, din poziția care te afli. You do și să faci what you have to do. Ce trebuie să faci?
in order to do the will of God. Pentru ca să poți să faci voia lui Dumnezeu. Sometimes you have to say goodbye to some relationships. Uneori trebuie să ții rămas bun de la unele persoane pe care le cunoști, să fii la revedere la ele, să le părăsești. La revedere. Tu ești un obstacol. You don't say that. Nu le spui asta. But you know that that relationship. Dar îți dai seama că relația ta cu acele persoane devine un obstacol. To the will of God. Pentru a primi tu voia lui Dumnezeu. For young people can be, you know, sunt îndrăgostit, nu pot, îndrăgostit, I can't help it, I'm just so happy. N-am ce face, este o prostie. If your relationship with somebody is an obstacle to doing the will of God, then that relationship is not of God. When God brought Eve to Adam, când Dumnezeu a adus pe Adam și Eva, He didn't say I bring an obstacle to you. N-a spus că când Dumnezeu a adus pe Eva la Adam, n-a spus îți aduc un obstacol, ci a spus îți aduc un ajutor. Amin. Melania vorbesc cu mine așa. Și Melania spus că eu nu pot folosi aceste biserică, dar nu suntem în biserică acum, suntem aici, în Apăvie. Time to say goodbye. Este timpul să ne-am rămas bun de la unele relații cu persoane, unele persoane. And so you got to get away from negative people. Și trebuie să scapi de oamenii negativi din jurul tău. You got to be careful about what you read. Trebuie să fii atent ce citești. What you listen to. La ce asculți. Protect yourself. Să te protejezi. From negative. De negativism. Faithless. De lipsă de credință. Difficulties. Și de probleme, de dificultăți. When I was first saved, când am fost prima dată, I wanted my heart to be clean. Excuse me? I wanted my heart to be clean. Voiam ca imediat și inima mea să se curețe. I didn't go to the movies. Nu mergeam la filme. I didn't go careful about what I read. Eram atent la ceea ce citeam. I didn't go to the beach. Nu mergeam pe plajă. I didn't allow myself sau să mă supun to things that could be an obstacle in my life. Lucruri care pot să devină obstacol în viața mea pentru Dumnezeu. You do that. Și tu trebuie să faci la fel. And many of you do. Și mulți dintre voi ați făcut deja. We have a price to pay. Și aveți un preț, ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătiți. If you don't want it, dacă nu vrei să plătești acest preț, it's a great mistake. Este o mare greșeală. Ca frate David spus, it's a greșeală mare. So you need to have it inside of you. Trebuie să ai ceva, să o ai în tine. You gotta want it. Trebuie să o vrei. You will fight for it. You trebuie will resist. Să pentru ea, să you rezist, will concentrate. Să te concentrezi. You will study. Să studiezi. You will labor. Să ai lucrezi. Să ai gana. Știți cine e gana? Do you know about gana? No. Știți despre gana? You explain. Gana, limba spaniolă, este din predica lui Roy, este un termen care îți arată să ai o dorință arzătoare pentru ceva, să vrei să faci ceva, să fii în stare să lupți pentru acel lucru, să ai acel gana. De exemplu, pe Nadia Comăneci, care avea acel gana în ea pentru a se antrena tot mereu, ca să ajungă marea campioană a lumii. Să ai gana ca să ajungi medaliat cu aur pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place argintul. Cum a zis fratele David, Dumnezeu țintește pentru aur. Oamenii Dumnezeu trebuie să țintească la aur. Trebuie să ai gana. Gana. Și gana nu se spune gana, se spune gana. Amen. Gana! Dacă tu vrei o viață obișnuit și mediu, atunci tu nu faci nimic. Tu stai liniște, liniște, nici foc în inima! You don't have any fire in your heart. Dar dacă tu are un vis, o pasiune, atunci sunt un foc! There is a fire. Și tu luptă! You fight
from what God has for you. Și o să luți pe tine ce Dumnezeu ți-a dat. Nobody will do it for you. Nimeni altul nu va face ceea ce trebuie să faci tu. Oh, Bebe, fight for me. Eu să lupt pentru Roy. No, sau he has to fight for himself. Eu trebuie să lupt pentru mine. I have to fight for myself. Roy pentru el trebuie să lupte. You have to fight for yourself. Nobody will do it for you. Nimeni nu va face pentru tău. You need to hear from God. Să-l auzi pe Dumnezeu. Get a vision. Să ai o viziune. Să ai o pasiune. And then do it. Și apoi să faci ceea ce ai de la Dumnezeu și să plătești prețul. Because you do it for yourself. Pentru că o faci pentru tine. You do it for your generation. O faci pentru generația ta. And you do it for the will of God. Pentru voia lui Dumnezeu. And that's worth fighting for. Și asta este o luptă pentru care merită să lupți. I need you. Și eu. Excuse me. Tu. Okay. Merită, îți spun. It's worth it. Merită să duci o astfel de viață. You wouldn't be here today. N-ai fi aici astăzi. If there wasn't something inside of you. Dacă n-ai fi avut ceva în tine aici, pe care Dumnezeu ți l-a pus. And for every one of us, it's different. Și pentru fiecare dintre noi acel ceva este diferit. Now, brother Maestro is back there. Fratele who? Many times, brother Maestro. Dirijor. Yeah. Many times I remember him singing, you know, in front of the choir. And then he directed everybody to sing together. Beautiful. Now, my chester. Now. Altima. I don't have it. I have another. But go after what you want. Urmărește ceea ce vrei să faci. Chase after. Canalizează-ți, vânează acel lucru și canalizează toată energia spre acel lucru. It will not come to you. Dacă nu va veni la tine, you go get it. Atunci du-te tu să-l iei. Du-te tu. Yes, one song can change a moment. Un cântec poate schimba o clipă. An idea can change the world. Poate schimba o lume întreagă. One step can start a journey. Un pas poate începe o călătorie. One prayer can change the impossible. O rugăciune poate începe schimbarea imposibilului. Many times I was in the Biserica Harul in Lugos. De multe ori a fost în Biserica Harul. And I learned much from my brother David. Și am învățat mult de la fratele David. Even though he's younger than me. Chiar dacă e mai tânăr ca mine. And he's smaller than me. Și mai mic decât mine. He still is my teacher. Totuși este învățătorul meu. And I remember him saying many times. Și mi-l amintesc spunând de multe ori. Only believe. Excuse me? Only believe. Doar crede. Only believe. Doar crede. Only believe. If you learn what you already know, dacă ați învățat ce deja știți, you're not learning. Atunci nu învățați nimic, nu? Learn new things. Învățați lucruri noi. Go deeper. Mergeți mai adânc, săpați mai Go adânc. Go more. Vreți mai mult. Watch this. Fiți atenți. Everybody learns differently. Fiecare învață în mod diferit. Am fost în facultate. Tu nu văzut sunt foarte deștept și modest. I was in faculty. You don't say I'm but so modest. I was in school for physics and mathematics. Fost în facultate de fizică și matematică, în școala de fizică și matematică. I love to learn. Îmi plăcea să învăț lucruri noi. My brother. Fratele meu, schimb. He's an artist. Era un artist. He doesn't like school. That's a college problem. Nu-i plăcea școala. He fights with the teachers. Se certa cu profesorii. Because he didn't learn. Pentru că el nu a învățat. The way the school was teaching. Felul în care școala te învăța. There are many people who are very intelligent. Sunt mulți oameni care sunt foarte inteligenți. And maybe you are one of them. Și poate ești unul dintre ei. That you love to learn, cărora le place să învețe, but you have a special way in which you learn. Dar ai felul tău
de a învăța, nu cel al școlii. Some learn by what they see. Unii învață din ceea ce văd. Some learn by what they hear. Alții învață din ceea ce aud. Some learn by reading. Alții învață din ceea ce citesc sau scriu. And some learn by doing. Și alții învață din ceea ce fac. And some learn by doing all of that. Și alții învață prin experiența lor din ceea ce fac alții. But however you learn, dar oricum ar fi în felul tău de a învăța, învață. Now, the Bible says, Biblia spune, that inima celor precepuți caută știința. Am spus corect? Da. Da. Bun. And when you do that, când vei căuta știința, you will not have an ordinary life. Nu vei mai avea o viață obișnuită. You will have an extraordinary life. Vei avea o viață extraordinară. Neobișnuită. The Bible says here you will stand before kings. Biblia spune că vei sta în fața regilor. You will go someplace. Vei ajunge undeva. This is not about pride. Nu este vorba de mândrie aici. It's about obedience. E vorba despre ascultare și supunere la voia lui Dumnezeu. Obedience to the call of God. Ascultare, supunere la chemarea lui Dumnezeu. Obedience to the call of God. Ascultare și supunere la chemarea lui Dumnezeu. And he has put it inside of every one of us. Și el a pus înăuntru în fiecare dintre noi. Obedience to the will and the plan of God. Această ascultare a voii lui. And to learn. Să înveți. And to grow. Și să crești. Is available to everybody. Este un lucru la dispoziția oricui.